Bună dimineața, bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii ZF Deschiderea de astăzi. Începem o nouă săptămână de tranzacționare la Bursa de la București. Este ultima săptămână din martie și deja venim după o perioadă destul de încărcată prin convocatoarele anunțate săptămâna trecută. Discut cu acest lucru și despre perspectivele pentru piața următoare cu Marcel Murgoci, director de tranzacționare al Est Invest. Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumesc mult că sunteți alături de noi. Haideți să vedem cum am lăsat săptămâna, pentru că vineri după închidere am avut acele convocatoare la Banca Transilvania și la Romgaz și să le luăm pe rând. La Banca Transilvania, dividend 1 miliard de lei și majorare de capital cu 1,2 miliarde de lei prin acțiuni gratuite. Câte acțiuni gratuite? După calculele mele, înseamnă 14,8%. Deci randament al dividendului 4,5% plus 14,8 Da. acțiuni la 100 de ținute. 100 de Cum ținute. este? Cum vi E se mult mai pare? bine față de anul trecut Da. și cred că se explică și această evoluție foarte bună a Băncii Transilvania, mai ales de săptămâna trecută. Și combinația aceasta de dividend plus acțiuni gratuite se pare că este una care le convine foarte mult investitorilor. Și poate din acest motiv, repet, și acțiunea a avut evoluția foarte bună. De ce le convine investitorilor? Din motive fiscale sau pentru că banca i-a obișnuit în ultimii ani cu acest mix? Da, ar putea să fie. Cred că banca, mai mult faptul că banca e obișnuit cu acest mixt în ultimii ani, au fost, într-adevăr, cred că acum vreo 2 ani de zile în care nu a acordat acest mixt, 2 sau 3 ani, sper să nu greșesc, dar probabil este o combinație care le sporește mult randamentul investiției până la urmă, da? Faptul că acest randament de 4,5% poate părea mic în comparație, nu știu, cu eu știu, SNP-ul sau eu știu, cu altă. Acum nu vine mie, dar oricum ideea este că poate părea mic, dar în combinația cu aceste acțiuni gratuite, lucrurile stau cu totul altfel. Bun, haideți să vedem la Romgaz. Am avut două propuneri. Prima ar echivala undeva cu 1,4 miliarde de lei, a doua aproximativ 550 de milioane de lei. Sumele sunt calculate pe baza acțiunilor care vor rezulta după acea majorare de capital pe care Romgaz a anunțat-o. Cred că e o premieră pentru o companie de stat să vină cu două variante, dacă nu mă înșelam. Cred că a mai fost și în alte situații, nu neapărat Romgaz, au mai fost, cred că, și alte societăți deținute majoritar de stat. Având în vedere că statul și-a manifestat de vreo câțiva ani încoace, încă de la început, prin diverse hotărâri de guvern, interesul de a solicita mai mult decât spune legea, adică mai mult de 50%, directoratul respectivelor societăți eu știu, i s-a părut să vină cu două propuneri de dividend, una calculată conform legislației și alta conform a ceea ce au ei de gând să dea acest dividend. Și ca tare, probabil se așteaptă mai mult ca sigur statul este cel care va decide în adunarea generală, având în vedere că deține majoritatea acțiunilor, procentului de voturi din cadrul adunării generale. 6,2% prima variantă, 2,5% a doua variantă. Cum ar putea să evolueze acțiunile Romgaz sub aceste propuneri? S-ar putea statul să fie, eu știu, având în vedere nevoia de bani, să fie încântat de prima variantă. O să vedem acest lucru. Depinde foarte mult, probabil, și de negocierile care au loc, ca să spunem așa, între societate și reprezentantul statului în adunarea generală și, repet, totul cred că s-ar putea rezuma la nevoia statului de a încasa bani de la societățile cu profit sub forma acestor dividende. Bun, am avut aceste convocatoare după închidere vineri. Haideți să ne uităm la bere de la acel convocator și pe urmă să analizăm ședința.
Am avut un convocator din partea acționarului majoritar la BRD, acțiunile au scăzut vineri. Cum vedeți aceste știri? Da, piața a fost surprinsă de această revenire a acționarului majoritar, o reducere a dividendului. S-a văzut această surprindere, s-a văzut la începutul ședinței de tranzacționare, scăzând acum mă șer undeva cu 3%, după care piața Da. s-a mai calmat din acest punct de vedere. Rămâne un dividend bun dacă îl legăm cu dividendul pe care l-a distribuit societatea la începutul acestui an. Și cred că nu poate avea, să zicem, un impact extrem de negativ, cel puțin în acest moment, mai ales având în vedere faptul că există o piață pozitivă, mai ales săptămâna trecută. A fost extrem de pozitivă, o consider eu. În toate zilele, indicii au, mai ales indicele beta, închis pe plus. Mă uitam, de exemplu, pe ședința de vineri și ce a sărit în ochi emitentul Petrom. Ce s-a întâmplat acolo? Ce informații au fost? 3% pentru acțiune. Da, de adevăr, o creștere care nu vezi în fiecare zi obișnuită de tranzacționare în cazul Petromului. M-am tot uitat pe comunicate și nu am găsit, eu știu, să zicem, ceva nou care să-mi atragă atenția și care să aibă impact asupra prețului. Probabil creșterea aceasta s-a manifestat oricum pe parcursul întregii săptămâni și volumele au fost un pic mai mari, volumele de tranzacționare în cursul ședințelor de miercuri și joi, dacă nu mă înșel, iar vineri au fost mai mici, în condițiile în care prețul acțiunii a fost cu mult mai mare a crescut mult mai bine față de zilele anterioare. Sunt știri, eu știu, poate cumva ar putea să fie, eu știu, legate de acel proiect Neptun Deep sau, eu știu, de acea asociere pe care a făcut-o cu o firmă franceză pentru exploatarea unui zăcământ care se pare mult mai mare față de Neptun Deep în Bulgaria. Sunt câteva știri care eu știu, sau de exemplu faptul că bugetul de anul acesta prevede o creștere cu 30% a profitului, fac o imagine, eu știu, de ansamblu a unei evoluții cu perspective pozitive în perioada următoare, din punct de vedere a situației financiare a societății. Au fost mai mulți investitori de retail sau instituțional la Petrom vineri? Cum s-a văzut din urmă? Mi-e greu să fac o apreciere în acest sens, pentru că nu există o situație clară, fără discuție, mai ales în timp real. Acest lucru, dacă cumva investitorii instituționali au intrat pe Petrom, o să vedem acest lucru în raportările viitoare. Dar având în vedere volumele, posibil să, mai ales în zilele anterioare, posibil să fi fost fonduri care să fie, eu știu, nu neapărat reintrat, dar să-și majoreze poate poziția pe care aveau deja în Petrom. Fondul proprietatea, 3,5%, de unde? Da, o mișcare pe care, într-adevăr, nu știu dacă aș putea să o leg neapărat de mișcarea în general a pieței. Poate a fost prinsă și ea, să zicem, de acest reviriment al ședinței de vineri, ședință pozitivă. Deocamdată nu avem un convocator al adunării generale și probabil. Cred că acest preț ar putea să fie poate unul speculativ cu privire la ceea ce va cuprinde convocatorul adunării generale de aprobarea situațiilor financiare pe anul 2023. Și rămânând tot în această zonă a dinamicilor, să ne uităm și la polul opus. Teraplast minus 3%, am avut un convocator, probabil
faptul că profitul rămâne la companie sau ce nu au Da, apreciat. cred că faptul că, exact cum ai și spus și tu, faptul că profitul rămâne la companie și acest lucru nu prea a fost pe placul unor investitori și cred că a fost mai ok pentru ei să iasă de pe acest emitent și să intre pe alții care acordă dividende cu randamente generoase, dar fără probabil să, eu știu, să se gândească la un moment dat că o reintrare în Teraplast. Mă uitam, de exemplu, ați menționat că pe tot parcursul săptămânii indicele a fost pe plus și mă uitam la cele mai mari creșteri. Avem acum pe ecran, din rândul celor mai mari, haideți să luăm 6 creșteri, 5 sunt companii din BET. Romgaz 5,6%, Petrom 5,5%, BRD 5,3%, Electrica 5,5%, Fondul Proprietatea 4,7%. Cum vedeți aceste creșteri? Rare cazurile când un blue chip crește cu 5% într-o săptămână, Da, tocmai. și Vă rog. e într-adevăr, sunt aceste cazuri rare. Mă uitam, indicele BET vineri s-a apropiat de valoarea de 1% creștere, Da. ceea ce înseamnă mult pentru bursa noastră, dar închide o săptămână, zic eu, foarte bună din punct de vedere al evoluției indiciului BET mai ales. În fiecare zi indicele BET a avut o creștere, în fiecare zi a săptămânii trecute, culminând cu ziua de vineri, unde, exact cum spuneam, s-a apropiat de o creștere de 1%, ajutată de, bineînțeles, de creșterile foarte bune pe emitenții pe care i-ai enumerat tu. E clar că ziua de vineri a fost una care, eu știu, a dat un trend, a marcat mai puternic trendul pozitiv în care ne aflăm în această perioadă. Probabil ajutată și de această evoluție, ajutată și de ce se întâmplă pe piețele externe cu evoluții la fel de pozitive. Haideți să vedem, avem în mare parte propunerile de dividende, cum vor marile companii să-și remunereze acționarii. Cum vi se par până acum randamentele? Cum vi se pare acest an din punct de vedere al dividendelor? Dacă este să le raportăm față de anul trecut, cred că este un pic mai bine față de anul trecut, cel puțin la prima vedere, din punctul de vedere al emitenților și din punct de vedere al valorii a emitenților care acordă aceste dividende și din punct de vedere al valorii dividendelor acordate. La randamente, posibil, având în vedere faptul că prețul acțiunii față de anul trecut, prețul acțiunilor, în general, au crescut față de anul trecut, normal că randamentele s-au diminuat. Dar, oricum, sunt valori la unele societăți care depășesc aceste randamente 7%, ceea ce este ok pentru situația actuală. Probabil, din punct de vedere al randamentului, cea mai așteptată este Hidroelectrica. Încă nu avem convocatorul Corect, da. la Hidro și acolo așteptările sunt ca acest randament să se apropie de 10%, să fie în top emitenți listați pe piața principală. Ce urmează? Pentru perioada următoare avem aceste convocatoare maxime după maxime. Cum vedeți potențialul bursei? Exact cum spuneam, ne aflăm pe un trend pozitiv, un trend care probabil că în această săptămână va mai avea și o sesiune de corecție. Este și normal să se întâmple acest lucru, dar întrucât avem aceste valori, avem convocatoarele, rămâne doar în mintea investitorilor dacă statul, apropo de emitenții cu cei mai vizați, mă refer aici emitenții din deținuți, emitenții care, la care statul deține majoritatea,
dacă statul cumva va veni cu o modificare a acestor dividende sau se va rămâne la situația actuală. Romgazul a dat două variante de dividend. Celelalte societăți deocamdată s-a mers pe o singură variantă. Plus, în cazul altor societăți este interesant și sunt interesante și materialele aferente adunărilor generale. Mă refer aici în principal la bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul acesta. La unele deja le avem, avem date despre ele, dar în cazul altora nu și la fel sunt interesante. Este interesant să le parcurgem, întrucât ne pot da date cu privire la perspectiva pe care managerii o au pentru acest an, ce propuneri, ce își propun pentru acest an și vis-a-vis, bineînțeles, în comparație cu anul trecut. Mulțumim frumos, deci am avut o săptămână destul de plină, avem 4,5% randament al dividendelor și 14,8 acțiuni gratuite la 100 deținute pentru Banca Transilvania. Convocator a apărut după închiderea ședinței de vineri. La Romgaz două propuneri, 1,3 miliarde și 500 de milioane de lei, randamente de 6,2% și 2,5%. Probabil cel mai așteptat sau cea mai așteptată propunere de dividende la Hidroelectrica, așa cum ați auzit, undeva la 10% randament. Mulțumim frumos, Marcel Murgoci, director de Transactionalist Invest. Mulțumim tare mult pentru discuție. Mulțumesc și eu, numai bine. Până data viitoare, fir întins la investiții câștigătoare. Numai bine! Știu ce spun. Klaus Iohannis se vede deja în fruntea NATO. Intru în competiție pentru funcția de secretar general. Vezi cum arată hainele lui de război. Știu ce te interesează. Primăria din București are candidați, dar cine îi votează? Deci are balta pește? Pește, are dacă de am... fapt asta e. Uite? Miroase urât. Ce vrei să insinuezi cu asta, da, Alex? Da, eu nimic. Știu cum să te fac curios. Mizeria aia de brățară tip scoci semnată Balenciaga. Am o surpriză pentru tine, o brățară superbă. Știu cum să te emoționezi. Akira Toriyama, creatorul Dragon Ball, a murit la 68 de ani după ce a suferit o hemoragie în apropierea creierului. Știu să conving. Bomba la premiile Oscar. John Cena a făcut senzație în pielea goală. A fost și asta foarte discutată. De ce toată lumea a râs? Dacă ar fi intrat o femeie goală, nu s-ar fi râs. Nu mai putut gândi la nimic altceva. Ce mai stau eu să mă gândesc că râdă ăla sau ce face? Știu să câștig. În orice caz, suntem cu toții câștigați. Știu, deci știi.